și bine v-am găsit, oameni frumoși, anul acesta, la sărbătoarea folclorică pe urme de baladă, ajunsă la a 50-a ediție. Așadar, prin eforturi destul de mari, Primăria Comunei Gura Teghii, împreună cu Consiliul Local, s-au gândit să vă aducă mult mai multe momente frumoase, de care ne putem să ne bucurăm și pe care să le ținem minte. Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, la această sărbătoare, venim cu artiști cu vaste experiențe, tinere talente, artiști recunoscuți în tot ceea ce înseamnă folclor autentic românesc. Așadar, aducem mulțumiri domnului primar și domnului viceprimar, pentru că și în acest an s-au implicat să ducă tradiția mai departe pentru voi, oameni dragi, oameni gospodari. Haideți să-l întâmpinăm cu multe aplauze pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Stimați oaspeți, dragi concetățeni, doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă simt mai onorat decât oricând, în postura în care mă aflu, să vă salut și să vă spun bun venit la cea de-a 50-a ediție a Sărbării Folclorice pe urme de baladă, Gura Teghii, 9 iunie 2019. Ne reunim astăzi, localnici și oaspeți de pretutindeni, să marcăm jubileul sărbării noastre tradiționale, cea mai longevivă manifestare de acest gen din județul Buzău. A fost și este o mândrie pentru noi ca an de an, 50 fără întrerupere, să fim gazdele a mii și mii de oaspeți care, în amintirile lor, asociază numele Comunei Gura Teghii cu sărbarea haiducului Gheorghe Laș. În atmosfera festivă a acestei zile aniversare, se cuvine cu prisosință să aducem un pios omagiu celui care a inițiat și a consolidat această sărbătoare locală, domnului profesor Constantin Petricianu, personalitate care merită acum aplauzele noastre. Desigur că de-a lungul timpului s-au schimbat generații și alți oameni ai locului și au manifestat pasiunea, dorința, responsabilitatea și datoria pentru menținerea calității și specificului sărbării la standardele care au consacrat-o. Timpul nu ne permite să enumerăm, ci doar să le mulțumim și să aplaudăm, urmând ca în viitorul apropiat să organizăm o întâlnire festivă cu dumnealor. S-au perindat în cele 49 de ediții parcurse pe scena sărbării nenumărate grupuri, formații, ansambluri folclorice și majoritatea stelelor cântecului popular românesc. La ediția precedentă am îndrăznit să trecem prutul și să aducem în fața noastră un super grup vocal folcloric feminin din Republica Moldova, surorile Osoianu. Anul acesta, după cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, vom avea plăcerea de a asculta și aplauda un alt grup foarte îndrăgit din Republica Moldova, de data aceasta bărbătesc. Și alte surprize, super surprize, ale căror nume vă vor fi dezvăluite de către prezentatoarea spectacolului. Iată că din vorbă în vorbă v-am adus aproape de cel mai important moment al intervenției mele, care sună astfel. Doamnelor și domnilor, pentru prima oară în istoria comunei noastre, alături de noi, se află un grup de 18 cetățeni din comuna Ocolina, raionul Soroca, Republica Moldova, comună înfrățită cu comuna noastră. Bine ați venit, dragi oaspeți! Doamnă primar Valentina Ceban, vă mulțumim din suflet pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru efortul de a da curs invitației noastre. Ne face plăcere dacă ați avea amabilitatea să ne adresați câteva cuvinte. Mulțumim
mult, stimate domnule primar, mult stimați cetățeni ai comunei Gura Teghii și oaspeții de astăzi a acestei comune și a acestui festival. Bună ziua! Îmi permiteți să vin cu cele mai calde salutări de pe Plaiul Sorocene, din Republica Moldova, din partea comunei Ocolina. Am fost foarte onorați să ne aflăm câteva zile aici, într-un colț de rai românesc, în comuna Gura Teghii, să vă admirăm plaiul pe care dumneavoastră locuiți, pe care dumneavoastră făuriți, pe care dumneavoastră vă creșteți copiii și vă educați într-un stil foarte frumos. Să ne încântăm de bucuria și de bogăția dumneavoastră spirituală. Să fim onorați de a ne afla astăzi la un jubileu al celui, consider eu, frumos festival de muzică folclorică românească. Suntem foarte onorați. Vrem să vă mulțumim sincer pentru ospitalitatea pe care ne-ați făcut-o, pentru bogăția pe care ne-ați transmis-o nouă, pentru ceea ce faceți dumneavoastră, pentru faptul că dumneavoastră educați în spirit românesc, în spiritul valorilor românești, această lume mică din spatele meu, care la sigur va promova și va duce această valoare a neamului românesc mai departe. Vă mulțumim și ne permiteți să vă felicităm foarte mult, să vă urăm multă sănătate, prosperitate și felicitări sincere cu ocazia acestui festival. Vă mulțumim, doamnă primar, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați adresat și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca istoria să curgă în favoarea noastră și să fim din nou un singur popor într-o singură țară. Vorbeam mai devreme despre oamenii locului care s-au dedicat substanțial și îndelungat bunei organizări și desfășurări a sărbării noastre folclorice. Fără a stabili o ierarhie a celor mai meritorii contribuții, imposibilă de altfel, consider că personalitatea domnului profesor Baroian Filică nu poate lipsi de pe podium. Aportul major al dumnealui, ca artist amator, ca organizator și ca instructor al ansamblului de copii Ciobănașul, manifestat în majoritatea edițiilor sărbării, este cu unanimă apreciere de necontestat. Pentru aceste merite, precum și pentru calitatea întregii sale activități profesionale și extraprofesionale, cu efecte benefice în comunitate, domnul Baroian Filic a primit recent, prin hotărârea Consiliului Local, titlul de cetățean de onoare al comunei Gura Teghii. Întrucât a slujit comunitatea cu har, cu abnegație, cu profesionalism și cu respect peste 4 decenii, consider oportun să vă informez în acest cadru și să îmânez în fața dumneavoastră diploma și placheta pregătite în acest scop. Domnule profesor, felicitări, domnule profesor! O să-i mânești și placheta de onoare pe care scrie următoarele. Consiliul Local și Primăria Gura Teghii acordă titlul Cetățean de Onoare al Comunei Gura Teghii domnului profesor Baroian Filică pentru merite deosebite în activitatea profesională și extraprofesională în întreaga carieră și pentru contribuția la creșterea prestigiului comunității. 9 iunie 2019. Încă o dată felicitări, domnule profesor. Onorată asistență, este un privilegiu deosebit să fii în postura în care eu sunt acum, 44 de ani, mi-am scris destinul cu fapte dedicate dumneavoastră, comunității în care am văzut lumina zilei, în care am ales să trăiesc și în care am ales să mă pensionez, pentru că vine și o vreme în felul acesta.
Cuvinte sunt foarte multe de spus, dar dumneavoastră le veți spune fiecare în mintea dumneavoastră. Mă cunoașteți de când eram o gâgâlice, până am ajuns cu tâmplele cărunte, am înțeles că trebuie să mă dedic dumneavoastră, am făcut-o, am căutat rădăcinile neamului aici, pe plaiurile de la Curbura Carpaților, le-am insuflat acestor copii din spatele meu și altor generații care au fost înaintea lor dragul de țară și neam, și Dumnezeu, cât ne va ține pe pământ, vom face același lucru. Să ne dea Dumnezeu putere să putem să facem cât mai mult timp în slujba dumneavoastră ceea ce am făcut și până acum. Domnule primar, domnilor consilieri ai comunei Gura Teghii, este o onoare pentru mine să fiu deschizător de drumuri în prețuirea celor care au contribuit la ridicarea meleagurilor noastre. Să fie asta un punct de plecare, mulțumesc foarte mult și vă lăsăm în compania copiilor și artiștilor care urmează să evolueze. Mulțumesc încă o dată foarte mult! În numele comunității vă felicit, domnule profesor, vă mulțumesc și vă adresez calde urări de sănătate și putere în folosul dumneavoastră și al nostru, al tuturor. Nu în ultimul rând, doresc să adresez mulțumiri tuturor sponsorilor care, prin generozitatea dumnealor, au sprijinit organizarea evenimentului de astăzi, precum și întregii echipe a primăriei care, deși nu apare niciodată pe afiș, are un rol esențial. Stimați spectatori, vă doresc o după-amiază încântătoare. Mulțumesc! Ei, dragi oameni, văd așa cum vă îndreptați ușor-ușor către scenă, într-un număr cât mai mare, și spun acest lucru pentru că artiștii noștri așteaptă cu nerăbdare să fie prezenți în fața dumneavoastră. Vă aduc în atenție și în aplauze ansamblul Ciobănașul Gura Teghii, în care vor prezenta dramatizarea, dansuri și cântece populare, așa că vă invit să le fiți aproape. Azi la Gura Teghii în sat vine lumea ca să vadă de ani pe urme de baladă. Au trecut 50 de ani de când aici, în Munții Mari, au coborât dintr-o baladă haiducii ca lumea să-i vadă. Au trecut anul și anul de când Costică Petricianu, într-un moment de grație, a făcut prima ediție. Să vină oameni la serbare ca la o mare sărbătoare, și a adus haiduci pe deal, mai jos, la podul lui Bălan. Aici, la marginea pădurii, cinstim de 50 de ani străbunii. De aceea vine lumea să vadă, de ani, pe urme de baladă. Bine ați venit, oameni buni, pe supoale de păduri, de pe deal, de pe câmpie, oameni buni și de omenie. Aici, la Poale de Carpați, unde pădurea ne adună, ne regăsim în orice an, aici pe plai la Gura Teghii, să ne cinstim înaintașii eroi cu suflet de baladă, ca lupta lor și crezul lor în suflet pururi să ne ardă. Aici, la Poale de Carpați, pe apa Bâscei și mai sus, spre vârful Penteleua Evea, haiducul Gheorghe Laș s-a dus cu ceata lui, voinici ca brazii, cu flinta grea proptită în spate, să-i spună codrului fârtat: noi vom muri pentru dreptate. Aici, la Poaia de Carpați, vocea pădurii ne adună,
când soarele se urcă în cruguri, balada demnă să ne-o spună, cu voști de frunze tremurate, de poalti îngrei ce stau de veghe, aici, la poale Carpați, aici, pe plai, la gura Teghii. Aici, la poale de Carpați, cresc oameni drepți ca pălimarii, ce-n demnitate au trăit, cum în furtună creste jarii, iar chipul lor, tăiat în cremeni, e vocea sufletului treaz, e glasul libertății sfinte și al poporului viteaz. Noi știm acum, acele vremi de grea urgie au apus, dar lupta bravilor haiduși trăiește în suflet nespus. De aceea, azi, din neuitare, la sărbătoarea noastră azi, aici, pe urme de baladă. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, ne întoarcem în vreme peste stânci de cremeni, peste vârf de piatră, spre străbuna vatră, ce leagă nefuse din vremuri apuse, dor și mângâiere la ceas de durere, flacăra nădejdii la ceas de primejdii. Firicel de iarbă rea, Buzăul se învulbura, bâsca se cutremura, când boierul schingiuia pe sărmanul obidit, fiindcă birul n-a plătit, nu era chip de trăit. Și iar verde rămurea, de amar și viață grea, de frica hangerului, de teama boierului, drumul codrului lua, el cu codrul se înfrățea și la luptă că pornea. Foaie verde pe liniță, cine miurcă pe istriță, badea căpitan Gheorghiță, fecior de-a lui Negoiță, Negoiță din Cislău, de pe plaiul de Buzău. În mână cu o măciuchiță, în mână cu o măciuchiță, doar din bardă bărduită, cu piroane ghintuită, și la vârf cam ascuțită, lui Macovei pregătită. Într-o zi din luna mai, Gheorghe la șurca pe plai, când era frunza cabanu, el urca la balabanu, când era frunza caleul, el urca la penteleul. Gheorghelas se apropia, drept la stână se ducea, pe Moș Radul întreba. Moș Radule, barbă sură, sură-sură cât un filb, albă ca un trandafir, n-ai pe cineva prin stână să se întâmple vreo pricină? Eu, zic zău prelegea mea, că nu am pe nimeni. De vrei să știi, Gheorghelaș, fecior tânăr și gingaș, îți spun de un mânătoraș ce-a mâncat aseară caș, a băut și apă rece și acum ar vrea să plece. Moș Radule dumneata, că spusești de cineva, haide cu mine prin stână să încercăm urda de-i bună și brânza de sărătură. În stână că se ducea, în stână că se ducea, cuțit de la bruscotea și burdușele încerca, cerca unul, cerca două, până ajunge
ajungea la nouă. Când trecea la cel de-al 10, Macovei rămânea rece. Gheorghe lase mânia și afară mi-l scotea, tot în strunga oilor, tot în jocul mieilor. Frunzuliță foi de tei, legea ta de Macovei cinte scoase în ochii mei, zilele tale sfârșite ori păcatele ale multe. Când erai mai mare în sat, îl iertai pe cel bogat și încărcai pe cel sărac. Bată-te legea, păgâne, că ți-ai bătut joc de lume! Eu de tânăr mă însurai, dar tu nici că te lăsai, după mine că veneai, cu vicleșug mă legai, strâns cu mâinile îndărât, de-ntrozneau oasele în piept. Ehe, Macovei, mai știi oare la cele 7 izvoare în dosul Penteleului? Eu mă plecam să beau apă, tu-mi dădeai cu cizma în ceafă de beam apa însângerată, cu măsele amestecată. Bată-te legea, păgâne, că ți-ai bătut joc de mine! Căpitane Gheorghelaș, te rog zilele să-mi lași, că-ți dau calul și oile, mai lungește-mi zilele să mări copilele. Gheorghelaș se necășea de măciucă apuca, în mână o cântărea, pe Macovei mi lovea mâna dreaptă-i reteza, cu trei coaste alăturea. Gheorghelaș se mânia, patru ciosvârzi mi-l făcea, sus pe stână l-arunca și la munte că pleca. Foaie verde pe liniță, cine-mi trece pe istriță? Badea căpitan Gheorghiță, fecior de-a lui Negoiță, Negoiță din Cislău, de pe plaiul de Buzău. Apoi calul căleca Gheorghelaș de-n haiducea, din Cislău la Istrița, până-n creasta muntelui, vârful Penteleului. Până-n creasta muntelui, român pe care soarta greu v-a încercat. Fii crescuți pe la orașe sau în vatra unui sat, voi, care ați crejut și credeți doar în voi și în Dumnezeu, și a știut să fiți cu țara când pe lume a fost greu, nu lăsați să întineze pragul niciun pas străin, ia-i blestemul nostru sacru și sublimul nostru chin. De e bine ei, e bine fiecăruia din noi. Împreună avem speranțe, împreună avem nevoi, inimile noastre toate bat în contul vieții ei. Rogu-vă frumos, prieteni care v-ați născut români, să iubiți această țară ca pe bunul Dumnezeu. Doar așa vom fi acasă, oameni și români, mereu. Să iubiți această țară ca pe bunul Dumnezeu. Doar așa vom fi acasă, oameni și români mereu. Oh,
omul nicio supărare. Omul de când s-a născut, mă, necazul l-a cunoscut. Floarea crește lângă apă, pe om necazul mi s-a băt. Floarea ta se ofilește, pui alta în loc și florește. Omul dacă o bătrânimă, zilele i s-o sfârși. Și nu are cine-l plânge, dacă n-o avea copii, măi, poate frunzele din vii, poate frunzele din vii, măi, lor plânge și lor înjeli. Mulțumesc!